Un ușor accident de circulație petrecut joi seară într-o intersecție din centrul Constanței pe fondul neacordării de prioritate s-a soldat cu avarierea a două autoturisme. Supărat din calea afară, unul dintre protagoniștii accidentului s-a răfuit cu echipa de filmare Litoral TV. Păi cum, cu ce drept filmează mașina? E proprietate, nu trebuie să filmezi voi. E domeniu public. Și am voie să filmez orice și tu n-ai voie să dai în mine. De ce ai dat în mine? Confuz se pare, după șocul accidentului, individul în cauză a avut mari probleme în a face diferența între dreptul de proprietate, pe care nu i l-a contestat nimeni, și faptul că se afla pe domeniul public, implicat într-un accident, iar reporterii aveau tot dreptul să filmeze. Polițiștii de la rutieră au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs accidentul. Șoferul vinovat riscă să rămână pentru o perioadă de timp fără permis.